că am făcut o concertare de dimineață cu toți cei care suntem aici în stradă pe toate domeniile de activitate și sunt multe. Vă spun, este una dintre... Vă înțelegem. Problema este că dumneavoastră și mediul cunosc aceste ofreliști ale guvernărilor și neputința de a veni soluții. A venit momentul ca dumnealor să gândească foarte serios cu noi aceste probleme pentru a aduce plus valoare în firmele românești, în gospodăriile românești, în societatea civilă, pentru că în următoarea perioadă societatea se dezintegrează. Dacă vom analiza cu dumneavoastră, nu vom analiza cu el. Nu suntem în măsură noi să dăm soluții, dumneavoastră să dăm soluții. Și nu. Deci dacă la Ministerul Agriculturii am găsit dialog și termenii concrete pe care le așteptăm cu sufletul la gură, prima ședință de guvern, ca acele ordonanțe asumate pe semnătura Ministrului Agriculturii să se împlinească, la Ministerul Transporturilor s-a negociat și acolo câteva puncte, dar nefiind puse în transparență publică, trebuie să urmeze un parcurs legal, la ASF nu s-a găsit nicio soluție. Deocamdată, așteptăm ca dumneavoastră să vină cu acel plan de măsuri concret pentru a putea gestiona situațiile asigurărilor la nivel național și responsabilizarea celor cărora le plătim dările pentru asigurările auto, civile și alte lucruri. Constatăm că totul la noi este ieftin, iar tot ceea ce plătim este scump. Lucrul ăsta trebuie să înceteze, trebuie să existe un echilibru în societate, între oameni, ca să putem să îmbunătățim viața noastră și a celor care sunt cu trei în România. Dumneavoastră, ce gânduri astăzi aici? Cu aceleași gânduri, în aceleași sentimente, mergem împreună la aceste negocieri, să zicem, pentru că problemele noastre sunt comune, nu numai a transportatorilor, deci noi la ora actuală nu reprezentăm și nu mergem să rezolvăm problema numai a transportatorilor și numai a agricultorilor. Mergem să încercăm să îndreptăm anumite nereguli care afectează toată populația României. Dacă dumneavoastră observați că toată România este nemulțumită și la acest proces participă și societatea civilă, înseamnă că nu sunt numai problemele agricultorilor, ci ale transportatorilor. Dacă nu veți obține ceea ce sperați, ce se va întâmpla? Dacă nu obținem ceea ce sperăm, vom face un demers normal care se face în orice societate democratică, care este reglementat de Constituția României, și anume să ne continuăm. Negocieri la trei instituții. Fiind un protest spontan, trebuie luat în calcul că primim cereri din țară, de la ceilalți colegi ai noștri, trebuie luate în seamă și trebuie făcute acele liste personalizate pe fiecare domeniu în parte și nu vrem să ne asumăm această negociere în numele nostru. Mașini cu platformele, sunt foarte multe clase sociale, inclusiv societatea civilă este de apreciat că s-au solidarizat cu noi. Trebuie să înțelegem că nu ne dorim să anarhizăm țara sau să ajungem într-un război, noi dorim pace. Facem apel autorităților să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat la Constanța, pentru că nu suntem în război. Armele nu trebuie să vorbească. Noi suntem pașnici, atât societatea civilă, cât și toți cei care participăm aici în țară, trebuie să înțelegem că unitatea din astea două bresle nu se va destrăma și nu ne vindem unii pe alții. Avem probleme toți egale și nu dorim ca să facem dezbinare. Nu suntem manipulați de niciun fel de formațiune politică, nu aservim interesele nimănui, doar inserăm un singur lucru. Nu mai putem! Ăsta este mesajul nostru. Nu se mai poate așa. Nu sunt măsuri sustenabile la nivel național pe nicio breasă. Cei care doresc să dea
cu hate-uri, să poată face dezbinare, nu o să reușească, pentru că vă cunoaște modul de operare și lucrăm după manualul vostru. Noi suntem oameni civilizați, avem responsabilitate față de familiile noastre și față de societatea civilă. Numele vă mulțumim. Numele meu este Andruș Danuț. Dogărăștul Constantin. Și funcțiile pe cine reprezentați? Am ales doi reprezentanți. S-a ales doi reprezentanți. Eu reprezint fermieri, iar domnul reprezintă transportatori. Mulțumim foarte mult! La revedere! Ați văzut, oameni buni? Cam asta e. Hai, nu uitați să dați share, nu uitați să dați share, să ajungă live-ul la cât mai multe persoane din lista voastră. Doar așa putem să-i ajutăm, dacă nu suntem aici, între ei, măcar așa. Mulțumesc, Gabi, pentru distribuire. Am blocat, Dani. L-am blocat cu...